Dragilor, bună! Deschid un nou daily vlog astăzi, joi, nu știu exact cât decembrie, cred că 12 decembrie, vă las oricum scris pe ecran. Este un soare absolut minunat, ne bucurăm de o vreme excelentă și deschid vlogul ăsta, nu știu ce o să se întâmple în perioada următoare. Vreau imediat să mă duc să probez haine de prin magazine. Deja, la momentul la care vedeți voi daily vlogul ăsta, clipul cu probez haine din magazine a intrat deja. Așa că, da, sper să mergeți să-l vizualizați, că mi se pare o idee de clip care nu cred că a mai fost făcută la noi, cel puțin. Și cred că o să fie interesant să mergem să probăm haine prin magazine fără neapărat să le cumpăr. Vă ziceam și în introducerea clipului acela că vreau să fiu un picuț mai selectivă pe partea de articole care îmi intră în garderobă din banii mei proprii în anul 2023, să am un picuț mai multă grijă pe ce-mi dau banii, așa că eu zic că dacă vă place un astfel de videoclip, cred că o să fie tare fain și pentru bugetul meu, bineînțeles că nu o să trebuiască să mai cumpăr atâtea lucruri pentru haul-uri și așa mai departe. Deci da, mergem acum în mall, nu o să vedeți oricum toată partea următoare, dar am zis să deschid vlogul ăsta zilnic pentru că este un soare absolut minunat și voiam să vă dau așa o stare de bună dispoziție de la începutul clipului. Sper să fie un clip interesant, sper ca în cadrul vlogului de astăzi pentru voi și în cadrul următoarelor zile să îmi și comand camera de filmat, că deja m-am hotărât, aștept să intre câțiva bani pe card, nu o să vă mint și după aceea o să mi-o comand, dar da. Haideți să mergem în mall, dacă vreți să vedeți toată partea care o să urmeze pentru mine în ziua de astăzi, mergeți să vedeți clipul cu mergem prin magazine împreună sau nu știu exact cum l-am denumit, dar o să vă las card și o să vi-l las și în bara cu descrieri. Hai afară! La zăpadă, la soare. Nu la zăpadă, că nu e zăpadă. Păcat. Avem și puiuțul, bineînțeles. Mira? Mira? E foarte concentrată la ceva. Ah, e lumina de la cameră care se reflectă undeva pe jos. Da, ce faci, pui mic? Ce faci, Mira? Ce faci, pui meu? Bine, te las. Dar uitați-vă cât e drăguță. Ce faci, drăguță? Dacă tot am început vlogul de astăzi, am zis să vă prezint și ținuta cu care mă duc la mall, că mi se pare că mi-a ieșit ceva tare simpatic. Am pe cap bendita de la Shein, în urechi niște cercei pe care i-am de pe About You, dar care sunt de la Pull&Bear, de fapt. Plovărașul este de pe Kurtman, v-am zis că mereu găsesc tot felul de comori pe Kurtman și am găsit plovărașul ăsta la ultima comandă și îmi place maxim. Pe mine, peste, așa, am trenciul ăsta de denim care este de la Leger, de pe About You. Foarte frumos e trenciul ăsta, e unul dintre favoritele mele, mai ales când mă duc așa la mall și trebuie să am ceva subțire pe dedesubt, nu, subțire pe deasupra ca să nu mor de cald. Ăsta este perfect, gentuță de la CCC, fusta aceea pantalon pe care am luat-o împreună cu voi în Vlogmas de la Stradivarius, e pantalonul în spate și fustă aici în față, mi se pare că arată foarte bine, ciorăpei de la Calzedonia, sper să-i vedeți cum trebuie, așa, ciorăpei de la Calzedonia, jambiere de la Shein și eternele mele platforme de la CCC. Mi se pare că a ieșit o ținută tare simpatică, mă simt foarte bine îmbrăcat așa, nici nu cred că o să mor de cald în magazine și în mall în general, așa că da, acum chiar că mă duc la mall și noi probabil ne auzim zilele viitoare cu ce se mai întâmplă interesant, pentru că v-am zis că de acum încolo o să filmez pentru clipul cu ce găsesc interesant la reduceri prin magazine. A, și ca make-up, vă menționez pe buze, am glossul ăsta de la Maybelline, care e unul dintre glossurile mele preferate. Hai să mergem! Dragilor, ciao! Am terminat de filmat pentru clipul cu probez haine din cabinele de probă și acum mă îndrept înspre Sephora, pentru că am văzut o chestie foarte interesantă. Un scrub pentru scalp, pe care vreau să îl încerc, știu că au două tipuri, așa că acum intru în Sephora și vă țin la curent. Oricum, o să-mi iau un scrub din asta pentru scalp, că mi se pare tare interesant. Hai să vedem. Am găsit produsul. Densul este la prețul de 75 de lei. Îl luăm. Oricum, mai sunt doar două. Dragilor, am ajuns acasă și să știți că mi este extrem de ciudat să nu mă văd când filmez. Am primit multe sfaturi după vlogul pe care l-am făcut, ultimul vlog zilnic în care v-am zis toată pățania cu aparatul foto și așa mai departe. V-am zis că da, trebuie să filmez cu telefonul cel puțin o perioadă până mi-ajunge camera de filmat, așa că m-am învățat, cred, să filmez cu acest telefon pentru că filmez cu camera din spate și nu mai văd în nimic acum, dar o să vă arăt imediat setup-ul pe care îl am aici, că mi se pare unul destul de interesant. Dar haideți totuși să vorbim despre Sephora și sper că totul să fie în focus, pentru că v-am zis, nu văd ce filmez. Am intrat la Sephora pentru că v-am zis că am văzut la ei pe site o chestie foarte interesantă și anume acest scrub pentru scalp. Focalizează pe el, cred că acum.
acest scrub pentru scalp care mi s-a părut foarte interesant și am zis să îl încercăm. Este cu apple cider vinegar, care este oțet de mere. Da, este cu oțet de mere și ar trebui să ajute la curățarea în profuzime a scalpului, în sensul în care noi avem tot felul de uleiuri, poate ne mai dăm cu șampon uscat, poate ne mai dăm cu produse de styling și așa mai departe, iar acest produs practic trebuie să exfolieze scalpul. E ca un exfoliant pentru corp, ca un scrub pentru corp de altfel, și vine în felul ăsta. Butelcuța asta a costat 75 de lei. Sunt sigură că, cred că acest concept de scrub de scalp este un picuț mai nou la noi în țară, așa că eu zic că cu cât o să se popularizeze toată ideea asta de scrub de scalp, care este foarte greu de pronunțat dacă îl pronunț de foarte multe ori, o să devine din ce în ce mai accesibil și o să-l găsim și la alte branduri, dar momentan cred că este doar la Sephora și am mai văzut unul la Nala, doar că cel de la Nala face părul foarte aspru și deshidratează părul foarte tare. Sper că asta să nu facă același lucru. Nu simt că ar avea un miros, are un miros așa destul de fresh, dar nu simt că are un miros ciudat. Cam așa arată consistența lui. Ia stați să și punem, nu știu, focalizează, nu focalizează, mă rog, informația pe care vă o transmit prin ViewGra este mai importantă, dar haideți să vedem textura lui. Oh, dar interesant, e un fel de cremă, nu este, wow, dar ce particule exfoliante mare are, ăsta s-ar putea și să zgârie dacă nu aveți foarte multă grijă cum îl aplicați. Eu încă, evident că nu l-am aplicat, numai ce l-am cumpărat, că l-am văzut pe site la Sephora și mi s-a părut tare interesant. Dar da, are o textură cremoasă, adică nu pot să zic că este un șampon, mai aveau și varianta de șampon, dar eu am luat doar varianta asta de scrub și cam așa arată, astea sunt particulele, asta este consistența. Cred că este interesant, promite să facă foarte multe chestii pentru scalp, acum vom vedea. Emi, oare îmi poți aduce o lavetă sau un șervețel, te rog? Da. Por favor. Și da, o să-l încercăm împreună. Oricum, în cadrul vlogului de astăzi vreau să fac și un fel de apă de rozmarin, care am auzit că este foarte bună pentru creșterea părului. Mulțumesc! M-am pus pe crescutul părului și m-am pus pe tot felul de hack-uri din astea care să mă ajute să îmi cresc părul un picuț mai repede, așa că mâine sau, mă rog, cred că mâine sau în weekend, pentru că astăzi este joi, dacă nu mâine, în weekend sigur o să facem apa aceea de rozmarin care este virală pe TikTok. Dar da, asta este cu scrubul ăsta pentru scalp. Cred că sâmbătă dimineață o să mă spăl pe păr și o să vă țin la curent, că și eu sunt extrem de curioasă să văd cum funcționează și cum se comportă. Cred că și lui Emi o să fie de folos, pentru că el folosește fixativ în fiecare zi și cred că ăsta este foarte bun ca să curiți așa scalpul în profunzime, cel puțin asta promite să facă, scurioasă de el. Și asta este tot ce am luat din mall, în afară de ce am cumpărat de la reducere. Am făcut un picuț de cumpărături, am cumpărat 3 chestii, de fapt, 2 bluze și o geantă, dar nu vi le arăt, pentru că nu vi le-am arătat nici în clipul precedent în care am fost în cabinele de probă, nu vi le arăt nici acum, pentru că salvez pentru un haul de la reducere, așa cum vă ziceam, care sper eu să vină în curând. Mai aștept să mai adun câteva lucrușoare de la reducere și mai aștept și sfatul vostru cu privință la pantalonii aceia parașut și la bluzica de la Stradivarius. La cele două chestii mi-a rămas gândul. Dar da, o să văd, mai stau un picuț să o mai coc, să o mai gândesc și o să revin probabil în magazine în weekend, cel mai probabil. Dar da, asta a fost pentru seara asta, noi acum ne punem să facem niște paste cu sos tortelloni pe care le-am luat în vlogul trecut din Lidl, când am luat și pizza congelată. Și noi ne auzim mâine cu continuarea acestui vlog zilnic. Da, de-abia aștept să mă demachez și să mănânc paste și să mă uit la schimb de mame, pentru că avem o obsesie cu schimb de mame în ultima perioadă. Nici măcar nu mă porniți cu chestia asta, că am dat într-o seară așa random pe un episod. Mi-a plăcut și mie, i-a plăcut și lui Emi și acum tradiția noastră în ultima săptămână, fiecare seară, este să stăm să mâncăm, să ne uităm la schimb de mame. Super, ar trebui să mă bag la sală, dar nu, eu stau să mă uit la schimb de mame. Da. Ce să faci? O să mă bag și la sală, promit. Promisiunea de la mine pentru mine. Hai, vă las și ne auzim mâine dimineață. Cum era să uit să vă arăt setup-ul, n-aveam cum să uit, aici era telefonul și eu practic vedeam ecranul telefonului în oglinda din spate și aveam ambele lumini ca să se facă așa o lumină cât de cât plăcută și neutră, dar da, ăsta este setup-ul cu care filmez până când îmi vine noua cameră de filmat. Da. Sunt foarte ingenioasă că am pus oglinda acolo în spate, mă duce mintea. Bună, dragilor, astăzi este vineri seară, deja, că s-a întunecat aproape de când eu mă tot învârpe aici prin casă și zic că vreau să ies.
Este vineri, am terminat programul de la muncă, este în jur de ora 6 seara, ceva de genul, și eu mă pregătesc să merg până la mall, pentru că vreau în primul rând să merg la Auchan, pentru că am rămas fără ronțănele, fără dulciuri, fără chestii de genul ăsta, și vine weekendul, probabil că o să ne mai uităm la un film două, o să mai primim ceva musafiri, așa că așa să am în casă lucruri din astea de ronțăit și de gustat, și nu mai avem nici pâine și din astea care se consumă așa foarte rapid, așa că merg să fac niște cumpărături din astea de suprafață sau de întreținere acum. Cumpărăturilor generale și vreau să mă mai duc și până în DM sau în Expert Beauty pentru că vreau să îmi recumpăr un șampon și un balsam pe care le-am folosit undeva în vară. Una dintre voi, undeva prin luna august, ceva de genul, mi-a recomandat șamponul și balsamul de la TG Bad Head sau Bad Hair, nu mai știu exact cum se numește, gama aceea roșie, și mi-a zis că este foarte bună, așa că am încercat-o atunci și chiar a fost foarte bună și o să revin acum la ea după ce am făcut așa, am terminat-o pe aceea, am luat alte produse, acum s-au terminat și acelea și o să revin la acea gamă că mi-a plăcut foarte mult. Acum nu știu unde o să o găsesc, dacă o să o găsesc în DM, dacă o să o găsesc în Expert Beauty, oricum o să vă arăt probabil de prin mall când o să mergem. Ce s-a întâmplat astăzi și de ce am un mood atât de bun și o stare atât de bună? Bine, eu aproape mereu am o stare bună. Este din cauza faptului că mi-a comandat cameră. Mi-a comandat camera de filmat astăzi de dimineață de pe EMAG. M-am gândit câteva zile, am zis să nu iau o decizie pripită și să stau un picuț să mă gândesc la ceea ce vreau să fac și la ceea ce vreau să cumpăr. Și m-am decis pe un Canon M50. Sunt extrem de încântată, de-abia aștept să ajungă. Am pus astăzi de dimineață pe la 10, ceva de genul, am pus comanda și cei de la EMAG îmi ziceau că o să-mi ajungă mâine. Sinceră să fiu, n-am crezut nimic din ce scrie acolo. Dar astăzi am primit mesajul undeva în jur de ora 2 că deja a fost predat curierului coletul și oricum vreau să-l pun la Easybox, am și, adică l-am pus la Easybox, am și EMAG Genius, deci s-ar putea să ajungă mâine, nu știu, fingers crossed, dacă ajunge mâine, atunci duminică o să și scot la poze și o să vă și arăt în cadrul vlogului de astăzi cum arată camera și așa mai departe, pentru că momentan încă filmez cu telefonul, sunt extrem de mulțumită de calitate dacă filmez cu camera din spate. Chiar astăzi am editat clipul pe care l-am filmat din cabinele de probă și l-am filmat ieri cu telefonul exclusiv și mi se pare că arată extrem, extrem de bine cu camera din spate exclusiv, la asta mă refer. Mi se pare că arată genial, se vede extrem, extrem de bine, este și primul meu clip în 4K, așa că da, sunt încântată și de cum filmează telefonul cu camera din spate, dar partea proastă la asta este că trebuie mereu să-mi fac un fel de setup ca să mă văd, să mă asigur că sunt în cadru, să mă asigur că filmează bine, trebuie să-l pun cumva, să-l proptez de ceva și să-i pun o oglindă în spate. Oricum, m-am gândit și la treaba asta, să filmez poate mai mult cu telefonul, de ce nu? Dar pentru asta mi-ar trebui un fel de selfie mirror, se numește, și este o chestie, un fel de oglinjoară, așa rotundă, care se pune pe carcasa telefonului, pe husa telefonului și se lipește acolo de el ca un fel de popsocket și practic te vezi cu camera din față, la fel, nu, te vezi pe spate într-o oglindă și vezi ce filmează camera fără să trebuiască să faci așa un setup. O să o comand de pe Zoom luna viitoare când o să-mi intre voucherul Zoom. Dar da, sunt extrem de încântată că filmează telefonul bine și că i-am dat de capăt, pentru că clipul pe care l-am postat, cred clipul pe care l-am postat înaintea, nu, vlogul acela în care vă explicam despre cameră și despre flip a fost o calitate foarte proastă, dar l-am postat numai ca să fiți voi la curent cu ceea ce se întâmplă în viața mea de zi cu zi, că dacă nu erau atât de multe evenimente și atât de multe povestioare în vlogul acela, sincer să fiu, nici nu îl postam, pentru că are o calitate cu care nu, de care nu sunt mândră, dar cred că m-am îmbunătățit pe partea asta și v-am zis că îmi iau un picuț de timp să mă învăț să filmez cu telefonul și m-am învățat. Cred că am făcut-o. Bun, astea au fost update-urile momentului, vă țin la curent, vă arăt de prin magazine ce găsesc. Partea bună la faptul că lucrez de acasă este că te poți uita la ce vrei tu pe fundal cât timp lucrezi și astăzi m-am uitat extrem de mult la copiii de la 402. Aici este doar o oră și jumătate vizionată, dar am mai vizionat înainte de asta o parte care avea tot, cred că, 6 ore. Da, m-am distrat foarte mult cu copiii de la 402. Îmi aduc atât de multe amintiri din copilărie aceste desene. E super fain, chiar îmi plac foarte mult. O să continui, o să îl vizualizez poate luni sau marți când o să mai lucrez de acasă. Dar voiam să vă amintesc de copiii de la 402, să vă dau așa un throwback. Mie mi-au plăcut maxim. Cred că sunt desenele mele favorite. Celor nu ne-am mai auzit pentru că
am fost în Oșan. Am găsit tot ce trebuia să găsesc în mall, dar am vorbit un pic cu mami și de aceea nu am mai deschis camera de filmat. Acum mă îndrept aici în Oșan către case și ne auzim de acasă, că după asta mă duc direct acasă și vă arăt și ce am cumpărat. Am ajuns și acasă și am izbutit cu toate cumpărăturile astea. O să filmez acum cu camera din față pentru că vreau să vă și pot arăta bine ce urmează să vă arăt. Așa că haideți să începem. Aici este un colet al lui Emi, că cred că s-au ars ceva becuri la semnalizarea mașinii. Mă rog, nu știu exact, dar ți-a cumpărat ceva de pe Emag. Hai să începem cu ce am cumpărat din Oșan. Și după aceea cu ce am luat din Dr. Max și ce am luat din DM. Că am luat ceva și din DM. Stai, aici. Este ceea ce am luat din DM. Bun, Oșan. Am luat Bomber, că îmi plac mie foarte mult ursuleții ăștia de la Bomber și v-am zis că am luat ronțenele, că mai vin și ceva prieteni în vizită, s-ar putea în weekend, cred că o să vină și ei mei în weekend, așa că, da, am luat ceva ronțenele, Bomberii și aceste Pringles cu paprika. Să știți că mă doare sufletul că nu se mai găsește Pringles cu oțet. Eu eram mare, mare fană și cel puțin în Oșan nu se mai găsește Pringles cu oțet, din păcate. Tot pe parte de ronțeli am luat Kinder, vă ziceam că sunt absolut obsedată de Kinder, așa că am găsit pachetul ăsta cu 24 de bucăți. Sunt foarte buni, doar că cu moderație, bineînțeles. Am luat 3 cornuri din astea cu ciocolată, că nu-i spuneți, dar Emi are o mică obsesie pentru cornurile astea umplute cu vanilie și cu ciocolată pe deasupra. Îi plac mai mult cele de la Magic, dar mie îmi plac un picuț mai mult decât cele de la Magic astea, așa că pe astea le luăm. Și lui îi plac foarte mult. Am luat lapte de cafea, din ăsta de la Delaco. Am luat niște spring rolls. Sunt niște foi din acelea de orez, pentru că mă gândesc să fac exact niște spring rolls în perioada următoare, probabil săptămâna viitoare, cu ceva morcov, cu ceva salată, adică cu spanac în interior, cu poate ceva puiuț. Cred că o să iasă foarte, foarte bune, așa că le-am luat. Am luat o cola zero, bineînțeles. Mi-am luat humusul meu preferat, care este humusul ăsta de la Daniela's, care conține și ardei copt. Foarte bun, deja am luat să gura apă, cred că asta o să-l luat și mănânc în seara asta. Altfers, nu pentru mine, pentru Emi, că îi plac mult. Am luat o salată iceberg aici. Salata iceberg este singura salată pe care eu mănânc cu mare drag și mixurile acelea de salată, așa că am luat una din asta și tot pentru ea. Am luat și un dressing din ăsta. Știu că dressingurile astea nu sunt foarte bune și știu că aș putea să mi le fac eu în casă, dar am zis că pentru o masă rapidă, adică să-mi fac ceva salată, poate să amestec cu niște linte roșii ca să răvești și să pun dressingul ăsta peste sau năut sau ceva de genul, poate cu niște ton, de ce nu? Cred că o să meargă foarte bine, așa că am luat un piculeț din ăsta mic de dressing. N-am luat unul mare. Am luat parmezan. Am luat unt. Vreau să iau unt de la Lurpac, dar am văzut că a ajuns la prețul ăsta de la lăptăria cu caimac. Pe asta nu l-am încercat niciodată. Este untul cel cu sare. Așa, untul cel cu sare. Nu, ne plac foarte mult unturile astea cu sare, care sunt numai bune de întins pe pâine. Așa că am luat un din ăsta. Am luat niște salam din ăsta iberic, tot de la Oșan. Adică, da. Am mai luat un sos. Am luat un sos din ăsta Hellmann's. Mi s-a părut foarte interesant așa cu usturoi copt și cu parmezan. Da, usturoi copt și parmezan, cred că o să fie foarte bun. Vă ziceam în polul trecut că am rămas de tot fără sosuri în casă și acum avem 3 în total cu ăsta. Îl avem pe cel cu roșii, tot de la Hellmann's, ketchup-ul și acesta. Am luat o pâine, pâinea noastră favorită cu semințe. Mereu ne cumpărăm din asta și ne place foarte mult. Am luat un cașcaval light și am mai luat un curățător din ăsta de legume. Un curățător de legume care nu știu dacă vedeți voi, dar are 3 capete, adică 3 moduri de utilizare. Și fiecare mod de utilizare taie legumele diferit. Uitați-vă la Mira, nu o vedeți, dar da, e aventurieră pe aici. Taie legumele diferit și le puteți practic tăia, adică despielița, tăia așa fâșii sau tăia tot felul de juliene. Știți, din acelea bucățele mai mici, am crezut că o să fie foarte utile și pentru tăieței de orez pe care vreau să-i fac și pentru spring rolls, așa că l-am luat. Și ultimul lucru pe care l-am luat, care merge direct în congelator, sunt acești cartofi. Nu se mai găsesc cartofii care ne plăceau noi nouă foarte mult de la Lidl, aceea în coajă, așa că tot încercăm să găsim alternative și ăștia mi s-au părut foarte interesanți. Cartofi rondele congelați și par și un pic condimentați.
Sunt de la, tot de la gama asta Auchan. Da, și am zis că ăștia o să fie o alternativă bună. Sunt un picuț condimentați, așa par cel puțin. Și sunt tăiați rondele, nu știu, o să vă țin la curent. O să încerc să văd dacă seamănă cu cei de la Lidl pe care noi îi luăm în mod normal. Și ăștia sunt tot de la gama Auchan. O să-i și pun în congelator acum ca să nu uit de ei cumva. Și atât. Asta a fost de la Auchan, asta am cumpărat de la Auchan și am dat în total 192 de lei pe toate lucrurile astea și plasa asta, pentru că niciodată nu plec cu plasă de acasă. Nu știu ce e cu mine în perioada, ultima perioadă, că mereu cumpăr plase și de fiecare dată când sunt pusă în situația de a cumpăra plase, aleg să cumpăr din astea un picuț mai scumpe, pentru că știu că astea țin mai mult și dacă cumva o să am vreodată cap să iau plase, știu că le am pe astea. Acum că am terminat cu alimentarele, am fost și la Dr. Max, ca să tot vă suplăsuța, și vă ziceam de când am plecat de acasă că vreau șamponul și balsamul de la TG Bedhead, cel roșu, așa că l-am găsit la Dr. Max, spre surprinderea mea. Am intrat și la DM, am intrat și la Expert Beauty și în fiecare dintre astea două locuri în care am intrat nu aveau balsamul, așa că am zis că n-are rost să iau șamponul fără balsam, pentru că nu mai aveam nici balsam, nici mască, nici nimic în casă, așa că le-am luat împreună și le-am găsit împreună în Dr. Max. Era singurul balsam pe care l-am mai găsit de felul ăsta. Mă bucură foarte mult că am găsit această gamă. Asta este Resurrection, cred că îi spune. Și mie mi se pare că face minuni pe părul meu, îl aranjează foarte bine și îl lasă foarte fin și moale, îmi place mult și mă bucur că am găsit un Dr. Max. 100 de lei am dat pe astea două chestii și aici în plasa asta mai sunt câteva. Vă ziceam că am luat ceva și din DM. Din DM am luat doar o chestie din asta de la Ebelin ca să îmi curăț peria de păr. Să știți că dacă vă confruntați cu probleme în curățarea perii de păr, instrumentul ăsta este unul foarte, foarte util, că are dințișorii ăștia care intră foarte bine acolo în peria de păr și o curăță extrem de bine, așa că l-am recumpărat. Să știți că mai aveam unul și nu rezistă foarte mult timp chestiuțele astea, că se îndoaie dințișorii ăștia, dar sunt destul de ieftine, sunt vreo 10 lei. Și ce am mai luat din mall, de fapt, sunt niște mingiuțe pentru Mira, că ea este această sportivă. Uitați-vă la asta, cât e de drăguț. I-am luat niște mingiuțe, deja i-am și dat una, că era nebunită pe aici, voia să le caute ea în plasă, parcă le simțea, de asta era așa de agitată prin preajma mea. I-am luat 3 mingiuțe de la Zooplus, le-am luat pe astea și asta este tot ceea ce am luat. M-am cărat cu destul de multe chestii înapoi acasă. Pe parte de haine nu am luat nimic, să știți că am stat cu minte, nu am luat nimic. Probabil că o să mă duc mâine cu Emi în mall, pentru că eu așteptam pe mami să vină mâine, sâmbătă, și pe tati, adică pe ei mei, să vină în vizită mâine, sâmbătă, dar mi-a zis mami că o să vină duminică, așa că da, mâine poate merg cu Emi în mall și numai bine vine camera, deci e perfect. Mira e o adorabilă cum se joacă cu mingiuțele astea, mi-e atât de drag de ea și... Stați, că am uitat să vă dau update cu privire la mierea asta de mentă pe care am luat-o în vlogul trecut. Vedeți că am început să și mâncăm din ea. Mamă, cât e de gustoasă, deci este o miere mai bună decât asta, de băgat în ovăz și de băgat în pudincele de chia, pentru că doar la asta cred că poate fi folosită sau cred că mai poate fi întinsă pe pâine, dacă sunteți genul care mâncați așa întinsă pe pâine, și cred că este bună și în ceai. Bine, în cafea, doar în cafea nu este bună, și în ciocolata caldă, la asta mă refer. Sau poate și în ciocolata caldă, nu m-am gândit nicio... Dar oricum, în cafea nu cred că este bună. Dar la gust e genială, atât de mult îmi place. Încerc să folosesc totuși cu moderație din ea. Asta este miere de mentă de la Colonia și mi-a recomandat-o colega mea de muncă. A zis, eram în Dr. Max să cumpere ceva și a zis că să încerc mierea asta. Și eu zic, bine, nici n-am stat pe gânduri, am luat-o și e extrem, extrem de bună. Îți lasă un gust... Este foarte, foarte puțin mentolată, dar îți lasă așa un aftertaste absolut delicios în gură și îmi place maxim. Dacă, când o să se termine, de fapt, o să o recumpăr cu mare drag. Și am văzut că tot de la Colonia mai au o grămadă de alte tipuri de miere, tot în Dr. Max le găsiți și pe Alia. Bine, asta este tot pe seara asta. Eu o să mă pun să aranjez lucrușoarele astea pe care le-am înșirat aici, arătându-vă ce am cumpărat din Auchan, și probabil că seara asta o să... Seara noastră, de fapt, o să se încheie aici, că o să ne punem probabil să ne uităm la Veșnicul Schimb de Mame, sau poate facem o schimbare în seara asta și ne uităm la un film. O să fac eu ceva platou, cred că o să... Am poftă să mănânc unt din asta pe pâine și humus, pentru că astăzi n-am mâncat nimic. E foarte rău ce fac, că n-am mâncat astăzi nimic până la ora asta, dar n-am avut timp.
Am lucrat foarte mult, a trebuit să editez clipul și n-am apucat să mănânc. Și dacă nu am chestii din astea rapide pe care să le mănânc fix atunci, adică de exemplu pâine și să-mi întind humus pe pâine, vin, deschid frigiderul, mă uit în frigider, zic, a, trebuie să gătesc sau trebuie să încălzesc ceva sau trebuie să fac, să prepar ceva și zic, n-am timp și mă duc înapoi, îmi iau niște apă și mă duc înapoi. Și e foarte rău. De asta încerc mereu să am în casă pâine, dar în ultimele zile am rămas fără. Pentru că dacă am pâine, îmi întind repede ceva pe pâine și am rezolvat treaba, dar n-am mai avut pâine în ultimul timp. Bine. Long story short, ne vedem probabil mâine. Mâine cred că mi-ajunge camera, sper că mi-ajunge camera. A venit camera! Acum mergem la Easybox. Emanuel filmează, deci hai să vedem cât e de bună videograf. Hai la Easybox! Eu vin după tine, hai! Prima oară când filmez cu iPhone-ul tău. Acum vreau să văd că am citit codul. Vreau să văd dacă mi-l amintesc. Dacă nu, închidem și filmăm din nou. Am uitat codul, prin normal, acum hai că-l băgăm din nou. Două colete ai? Da! S-a deschis ușa magică. Oricum îți dubuite, uitați ce am aici. Doamne, dar cât e cutia. Na. Facem unboxing acasă. Acasă! Hai pe scurtături, nu mai ai nimic? Nu. Mie nu-mi vin coletele, frate. Am ajuns acasă și de cred că deja observat cât sunt de încântată, nici nu mai pot să mai îmi țin frâul și cuvintele. Mi-a ajuns în sfârșit camera, am ajuns foarte repede, că vă ziceam că ieri am pus comanda, mi-am pus aici tot setup-ul, oglinda și trepiedul și am acolo haine la uscat în spate, dar nu vă uitați ele, că nu sunt ele importante. O să pun camera, adică telefonul, rapid pe trepied și deschide camera! În primul rând, înainte să încep cu camera, am aici o grămadă de pungi, pentru că am fost împreună cu Emi să ne facem cadourile de Crăciun. Știți că vă ziceam undeva în vlogmas că ne luăm un cadou de Crăciun simbolic și așteptăm până intră reducerile în magazine ca să ne facem cadourile propriu-zise de Crăciun. Așa că am fost împreună cu Emi și am cheltuit un picuț de bani. O să vă fac imediat. Sau nu, cred că o să le salvez pentru haul-ul de la reduceri pe ale mele, dar o să vă arăt așa ce mi-am mai luat în plus și haideți să vedem camera, că ăsta e cel mai important aspect și poate haul-ul îl lăsăm pe vlogul viitor, că s-ar putea pentru vlogul ăsta să avem destul material, dar voiam să vă zic ce-i cu toate pungile astea. Haideți să vedem! Doamne, cât sunt de încântată, nu vă pot descrie în cuvinte. Sper să fie totul în focus pe perioada acestui unboxing, dar așa arată camera, cutia camerei de filmat. Haideți să o deschidem împreună. Am aici o scobitoare nefolosită cu care o să deschid coletul, că are aici un mic sigiliu unde se află și adresa mea, cea Mira. Așa, haideți să vedem. Mi se pare că a ajuns foarte, foarte repede coletul și sunt foarte bucuroasă din cauza asta. Așa că, da, să știți că a ajuns mult mai repede astăzi la Easybox, doar că n-am apucat eu să merg să îl iau, pentru că am zis că stau cu Emi în prima parte a zilei și că petrecem timpul împreună, așa că numai acum am terminat cu mall-ul și cu toate cumpărăturile și cadourile pe care ni le-am făcut de Crăciun și am reușit în sfârșit să ajung la Easybox. Bun, am deschis cu scobitoarea asta și rup scobitoarea între timp aici, dar hai să ridicăm căpăcelul, așa, căpăcelul, încă un căpăcel, uite Mira, încă un căpăcel, mamă, dar ce bine e împachetată. Avem aici o geantă, pentru că a venit la kit cu o geantă, pe care o punem aici, ne uităm un picuț de aia mai încolo, și camera, asta e camera, lăsăm cutia asta mare la o parte. Este un, să mă calmez un picuț, este un Canon M50, așa cum am spus, și este un aparat mirrorless, Canon M50 Mark II se numește acesta și vine la pachet cu lentila lui de kit, care este aceasta. Este un aparat mirrorless, dacă este prima dată când, adică dacă n-ați mai urmărit vlogurile mele din trecut, am trecut de la un DSLR la un mirrorless, din cauza faptului că s-a stricat DSLR-ul. Bun, avem aici, stați, în cutia asta, aici, o vedeți aici? Vedeți, cred că o vedeți.
Bun, avem în primul rând un manual de instrucțiuni. Avem tot felul de manuale aici. În partea asta a venit tot kitul acesta la pachet și cu un card SD de 16 GB pe care o să-l țin pe post de backup, că mi-am luat și un card nou de memorie. Avem o curea pentru cameră. Haideți să o vedem și pe asta, e destul de subțirică în felul ăsta. E curelușa. Ce mai am aici? Mai am o baterie și sunt foarte curioasă dacă se potrivesc bateriile de la fostul meu aparat, că aveam două baterii pentru acela și sunt foarte curioasă dacă sunt aceleași baterii. Cred că sunt aceleași baterii sau sunt mai subțiri, nu știu, o să vedem oricum în curând. Asta este bateria, așa vine ea, vă arăt invers. Așa vine ea. Bun, ce mai avem aici? Cred că asta, aici este lentila, cred că aici este lentila de kit. Vin împachetate foarte bine chestiile astea. Bun, lentila de kit, wow, cât e de micuță lentila. Mă aștept să fie un aparat mult mai mic decât ceea ce am avut eu în trecut, decât DSLR-ul pe care l-am avut eu în trecut, pentru că asta e ideea. Uai, cât e de mică lentila! Asta e ideea cu aparatele mirrorless, să fie un picuț mai mici și mai compacte. Bun, lentila de kit o punem aici să fie ferită de Mira, că ia uitați cât de curioasă stă Mira aici lângă mine. Hai că las așa cadru, că vedeți mai bine și cutia. Mai am aici un cablu de încărcare a bateriei și ar trebui să am și un acumulator pentru baterie, care este aici în colțul ăsta. Vedeți că las camera la final ca să fie așa suspans, atât pentru voi cât și pentru mine. Stați să fac cadrul înapoi, să mă vedeți pe centru. Așa, aici este acumulatorul pentru baterie. Aici intră bateria pe care v-am arătat-o mai devreme. Stați să și facem testul să fie totul cum trebuie. În felul ăsta intră aici bateria și aici intră acest cablu pe care trebuie să îl pui în priză ca să încarci bateria. Nu știu de ce vă explic atât de multe chestii. Și în ultimul rând, în această cutie se află camera, care este micuță. Vă ziceam că este o cameră mică, că asta e ideea cu camerele mirrorless. Să fie un picuț mai micuțe decât în mod normal și hai să facem reveal-ul! Wow, cât e de frumoasă! Băi, dar cât e de compactă! Ce mi-a făcut pe mine să cumpăr această cameră în detrimentul altor camere mirrorless este faptul că eu o folosesc pentru vlog și are un ecran care se face așa și îl poți face așa. Și eu, practic, când filmez în felul ăsta, mă văd și pe mine pe ecranul aici. Mă văd și pe mine pe ecranul ăsta și este mult, mult mai ușor să fac vloguri și să mă filmez în general când mă văd în partea asta, pentru că acum, dacă filmez cu telefonul, v-am mai arătat în cadrul vlogului de astăzi că trebuie să-mi pun oglindă, să mă văd și așa mai departe. Wow! Vai, cât e de frumoasă! Hai să vedem cum se potrivește lentila pe care am primit-o, am dat jos căpăcelul, cam așa arată camera în interior. Vai cât sunt de încântată! Bun, trebuie puse punctișoarele astea unul lângă altul și răsucit puțin așa și făcut așa și băgată bateria, sper să aibă baterie, adică să fie măcar un picuț încărcată bateria, să putem să facem și un mic test. Stați să văd, open, aha, ok, așa se deschide asta de baterie. Și haideți să băgăm bateria aici, în felul ăsta, e un picuț, adică e mult mai diferit față de DSLR-ul pe care îl aveam, dar haideți totuși să vedem dacă pornește și dacă este totul în regulă și ecranul ăsta iese un picuț mai greu decât ieșea de la DSLR. Bun, haideți să o dăm pe on, de aici se dă pe on. A, uite că are baterie, super, și cred că se pune... trebuie setate o grămadă de chestii, ok, dar nu mă interesează chestii. Change the battery, da, nu are baterie din păcate, așa că o să pun un picuț bateria la încărcat. Vreau oricum, Amy, oare dacă te rog, da, poți să aduci cealaltă cameră și bateria de la cealaltă cameră? Da, nu, așa-i? Da. Dacă e bună? După aia, mai întâi pornește cu bateria ei. Păi nu are baterie. Deloc? Adică nu e încărcată. Da, bine. Haide că partea mai matură a familiei a zis că să las un picuț bateria la încărcat și o să vă arăt după aceea, dar am vrut să fac partea asta de unboxing împreună cu voi ca să-mi vedeți așa primele reacții. Sunt foarte încântată, e prima mea. Hai să vezi camera!
E prima mea cameră, e prima mea cameră mirrorless și sunt foarte, foarte încântată de ea. Sper să-și facă treaba și sper să mă țină, să reziste în timp, să vloguim de pe ea, să se audă bine de pe ea și toate chestiile astea. Probabil că deja în următorul videoclip o să vedeți, adică pe următorul videoclip o să-l vedeți de pe camera cea nouă. Stați să pun bateria la încărcat și să aduc, să facem un fel de comparație de mărime cu cealaltă cameră, pentru că voi probabil că nu o știți atât de bine cum o știu eu și vreau să vă compar și lucrurile astea legate de mărime, dar asta e mult mai mică și mai compactă. Stați că pun asta la încărcat, aduc cealaltă cameră și revin. Bun, haideți că am pus la încărcat bateria și am adus și cealaltă cameră, DSLR-ul stricat, pentru referință. Să vă arăt un picuț așa o comparație de mărimi. O să vreau să scot lentila asta, wide-ul meu, care este o lentilă pe care am cumpărat-o eu. Lentilă care acum nu se mai potrivește pentru camera cea nouă. Lentilă de care am fost foarte mulțumită și am filmat, să știți, cred că aproape toate vlogurile le-am filmat cu această lentilă, sunt foarte mulțumită de ea și să știți că mă despart foarte greu de această lentilă, dar o să o pun pe OLX pentru că nu se mai potrivește. O să pun acum lentila de kit pe care am primit-o cu aparatul care s-a stricat, cu 250D-ul, aici și o să vă arăt o referință de mărime. Ok, ăsta era DSLR-ul meu mare, Canon 250D, care tocmai s-a stricat, după cum v-am zis. Și ăsta este lentila lui de kit, adică lentila cu care venea el în mod normal. Cam așa este de mare și cam atât este de mare acest aparat. Vedeți cât este de mică lentila lui de kit. Mi se pare că este mult mai compact, în primul rând, în al doilea rând se simte mult mai bine în mână ca materiale, din punct de vedere al materialelor. Mi se pare că e mult mai, nu știu, mai ergonomic, îl poți ține mult mai ușor în mână. Nu este atât de greu pe cât este ăsta, 250D-ul. Ăsta mă obosea un picuț la mână, să îl țin mai ales când făceam vloguri. Acum calitatea foto nu știu cum o să fie. Calitatea foto oricum este bună, este pe cât de bună, pe cât de bună e lentila pe care o folosești pentru a face poze, așa că am o varietate mult mai mare de lentile pe care pot să o pun pe acest aparat, pentru că vedeți voi că sunt Canon ambele, sunt ambele de la Canon, dar nu se potrivesc lentilele de la una la alta, vedeți deja că se și văd diferențe majore între lentila asta mică și lentila asta mare. Astea sunt lentile pentru DSLR-uri și doar pentru unele DSLR-uri, deci lentilele astea sunt un picuț cam tricky, dar îmi place foarte mult la aparatul ăsta nou că pot să pun lentile dintr-o varietate mai mare, pot să iau și lentile Sigma, nu știu dacă sunteți familiarizați cu fotografia și așa mai departe, lentilele Sigma sunt foarte faine în general, așa că da, pot să iau și lentile Sigma, ceea ce mă bucură foarte tare. Cum nu știu cum se schimbă, așa, se schimbă și distanța focală în felul ăsta, wow, de interesant rău. Ok. Nu, 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 dar se desface, adică, interesant, nu știu cum să-ți explic, trebuie să vezi. Stați să vă explic vouă, că poate vă fac să fiți confuz, poate nici nu sunt foarte coerentă, dar sunt foarte încântată de aparat. Ok, vedeți lentila asta, așa trebuia să dai zoom. Vedeți, așa dădeai zoom și ieșea un picuț aici mai mult în față, iar la asta ce mă făcea un picuț confuză este faptul că vedeți că are aici o clămiță de care trebuie să trageți puțin în jos și după ce este trasă în jos această clămiță, atunci să rotiți, să faceți focus în felul ăsta, cred. Da, în felul ăsta. Foarte interesant, asta nu era la celălalt aparat. Vedeți, diferă lentilele destul de mult și asta este practic noua generație de lentile. Noua generație de lentile care este mult mai ergonomică, mult mai nouă, mult mai avansată. Este practic fiul mai mic al tatălui DSLR, care am cam îmbătrânit și nu mai este folosit de foarte multă lume, din câte am înțeles. Bine, cred că asta a fost tot pe partea asta cu DSLR-ul, cu mirrorless-ul cel nou. Din vlogul următor o să vedeți și calitatea lui video și calitatea lui foto și așa mai departe. Sunt foarte încântată și ce mai am de la EMA, că mai avem un pachetel, este un card de memorie. Stați să-l deschidem împreună și pe ăsta. A, și să vă arăt și gentuța din spate. Mi-am luat un card de memorie de 2 GB. Ăsta este cel pe care îl folosesc eu în mod normal. O să fiu mult mai atentă la cardurile astea de memorie, acum că am observat că sunt fragile. O să fiu mult mai atentă. Sper să se potrivească, dar pare la fel cu cel pe care l-am primit aici în kitul de la Canon.
Oricum, ăsta de 16 giga n-aveam cum să-l folosesc, că este extrem de mic, practic nici câteva clipuri nu încap pe 16 giga, așa că a trebuit să-mi iau unul nou. Și ce mi-am mai luat sunt căști, pentru că da, iPhone-ul nu vine cu căști, ce să vedeți, nu vine cu căști, așa că a trebuit să-mi iau eu o pereche din asta de căști și am ales niște căști cu fir, pentru că AirPods-urile mi se par la un preț, nu știu, mult prea mare, n-aș da atât de mulți bani pe niște căști în momentul de față, cel puțin Mira încearcă să se bage în pungi. Și haideți să vedem cum ies duduile astea de aici, căștile astea, că vreau să văd dacă se potrivesc, așa, să văd dacă se potrivesc la telefon, la mufă cel puțin, dar oricum n-am găsit mai multe variante, probabil că sunt potrivite, doamne Mira, probabil, da, sunt exact cu cablul pe care îl am și la încărcător. Mi-am luat acum și căști de telefon, le-am găsit pe eMAG la prețul de 100 de lei și am zis că dacă tot dau comanda asta mare de aparat, să iau și căștile astea, pentru că o să mă auziți mult mai bine. Când o să filmez cu telefonul, nu o să se mai audă foarte multă gălăgie de fundal. La asta mă refer, că o să mă auziți mai bine. Și astea au fost cumpărăturile extra pe lângă aparat și cu aparatul am primit o gentuță. Pentru el puteam să optez și să nu primesc gentuța, dar am dat pe aparat 3700 de lei cu gentuță și cu cardul de memorie de 16 GB pe care o să-l țin pentru urgențe. În cazul în care se întâmple ceva cu cardul de memorie mare, atunci o să-l folosesc pe ăsta de urgențe. Și ziceam, da, era 3700 de lei cu toate aceste trei accesorii sau mai avea o ofertă cu 3700 de lei numai aparatul, așa că, na, am zis să iau cu tot kitul, să am și o gentuță în caz de călătorie. Pentru aparat și e destul de faină în interior, în felul ăsta, are și o curelușă, aici merge băgat aparatul, lentila și se închide așa cu scai în partea asta, e foarte buretată și prin faptul că e foarte buretată se înțelege că protejează aparatul foarte bine. Super! Astea au fost toate cumpărăturile. V-am zis între timp și cât am dat pe aparat, are și Blitz, de-abia aștept să mă joc cu el, încă nu știu foarte multe despre el, bineînțeles că ați văzut că numai ce l-am deschis. Aștept să se încarce bateria, o să pun și cardul în el și da, vedem în vlogul viitor cum reușește să filmeze, oricum în seara asta nu cred că voi filma cu el pentru că vreau un picuț să mă obișnuiesc, așa să trag câteva cadre. Și din vlogul viitor o să vă arăt și ce pot să vă arăt din ce ne-am cumpărat din mall, v-am zis că hainele pentru mine, o să vi le prezint într-un haul separat cu ce mi-am cumpărat de la reduceri, dar o să vă arăt ce am luat pe lângă, pentru că am luat ceva de la Kiehl's, am luat câte ceva de la Sephora, așa că nu mai lungesc foarte mult clipul de astăzi, pentru că mă gândesc că este deja destul de lung, am vrut să facem unboxing-ul ăsta împreună și eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, vă pup, vă îmbrățișez cu drag, mulțumesc că sunteți alături de mine, de-abia aștept să încerc aparatul și să se încarce un pic cu bateria și să-l supun la niște teste așa de fotografie, de filmat, etc. Da, vă mulțumesc pentru vizualizare și ne auzim la un clip viitor. Așa-i Mira? Așa-i Mira că ne auzim la un clip viitor cu vlogul? Ziceau, mami, închide tu vlogul. Ceau, dragilor!